Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal pentru cei care mă știți de mai demult. Pentru cei care mă vedeți acum pentru prima dată, îmi pare bine să vă cunosc. Eu sunt Cristina, am 34 de ani, am doi copii, un băiețel de imediat 3 ani și o fetiță de puțin peste 6 luni. Și pentru că sunt o mică care stă acasă în concediu de creștere a copilului, bineînțeles mă ocup și de cumpărăturile casei, cumpărături pe care vreau să vi le arăt și vouă în clipul de astăzi. Cumpărăturile au fost făcute ieri la Lidl. Am făcut o tură de cumpărături foarte, foarte consistentă. Totalul pe bon a fost de 616, aproape 617 lei. De ce am cheltuit atât de mult? Pentru că am cumpărat foarte multe parfumuri. În perioada asta, Lidl-ul s-a aprovizionat cu parfumuri. Probabil că mulți dintre voi știți, în special cei care mi urmăriți canalul de mai demult, că Lidl vinde copii după parfumuri celebre de designer de case mari. Așa că ieri am găsit vreo 4 parfumuri de bărbat și 3 de damă și nu m-am putut abține să nu le cumpăr. Unele din ele se găsesc pe tot timpul anului, unele din ele se găsesc doar în anumite perioade, sărbători sau în timpul anumitor promoții, dar cum pe multe din ele nu le aveam, m-am hotărât să le iau pe toate odată. Așa că am cumpărat 7 parfumuri, mă simt parcă și un pic vinovată că am dat mulți bani pe parfumuri, dar nu-mi pare rău pentru că sunt niște copii foarte reușite și o să vă vorbesc despre fiecare în parte în momentul în care o să vă arăt cumpărăturile. Nu o să fie un review, o să fie doar o enumerare, o să vă spun și copia și originalul. Copia, bineînțeles, se găsește la Lidl de unde am cumpărat-o și eu, iar originalul poate fi găsit pe diverse site-uri. Eu m-am uitat un pic pe internet și am găsit la toate, chiar la toate parfumurile ale căror copii le-am cumpărat, am găsit promoții. Cred că cea mai mare reducere pe care am găsit-o la un parfum a fost de 63%, cred. O să las totul în bara de descrieri și sper să vă fie de folos. În rest, am mai cumpărat alimentare, am mai cumpărat multe ingrediente pentru prăjituri, pentru că se apropie Crăciunul și vreau să fac niște prăjituri și, bineînțeles, detergenți și cosmetice. O să vedeți că am găsit câteva comori pe care vi le arăt imediat, că nu mă mai lungesc aici. Hai să mergem în bucătărie unde le-am întins pe toate pe masă. O să vedeți că mi-ocupă absolut toată masa. Și hai să trecem la cumpărături. Un singur articol nu pot să vi-l arăt la bucătărie și o să vi-l arăt aici. Este vorba despre acești pantaloni, acești jeggings. I-am spălat deja ieri și chiar sunt un pic uzi că acum i-am luat de pe sârmă. Sunt mărimea 34 europeană. Dacă se vede. Ok. Și mă încap la fix. Nu am mai avut niciodată pantaloni din ăștia gen jeggings, au foarte mult elastan, sper că pronunț corect jeggings, au foarte mult elastan și se întind foarte mult. Dar cu prima ocazie o să vi arăt și în video, cum nu pot să îmbrac că sunt uzi. Au costat 40 de lei. De fapt, mai este un articol pe care nu pot să vi-l arăt pentru că numai ce l-am spălat. Este vorba despre acest pulover de Crăciun pentru bebeluși. L-am luat pentru Lidia în mărimea 74-80 și a costat 30 de lei. Acum chiar încep cu cumpărăturile. Astea sunt toate. Ia uitați ce plină este masa de ele și o să încep cu aceste două cărți pentru copii, Piticii ne învață să citim ceasul. Au costat 18 lei bucata și le-am luat una pentru fiul meu și una pentru verișorul lui. Am mai cumpărat această rolă de hârtie de împachetat. E potrivită și pentru Crăciun cât și pentru alte sărbători. A costat 4 lei. Iar acum să trecem la produsele alimentare. O să încep cu acest iaurt bio. Am cumpărat 6 bucăți, dar nu vă arăt decât 4, pentru că 2 s-au terminat deja. Sunt bio de la marca lor proprie Milbona și a costat 1,39 lei bucata. Am mai cumpărat acest salam țărănesc cu șuncă cu 90% carne. A fost în promoție cu aplicația Lidl Plus. Prețul întreg este 13 lei. Eu am avut o reducere de 4 lei, deci am plătit pe el doar 9 lei.
De la congelate am luat aceste fish fingers, 15 bucăți, 9 lei. Noi le facem de multe ori la cuptor cu piure sau cu cartofi prăjiți. Pentru pregătirile de sărbători am luat această pungă de migdale de California. Vreau să fac niște bomboane Raffaello. Sunt 200 de grame la 12 lei. Mai era un sortiment care era în promoție, dar per kilogram acestea erau mai ieftine și mare diferență nu cred că este, așa că le-am preferat pe acestea. Tot pentru pregătirile de sărbători, esență de vanilie și esență de migdale, câte 89 de bani bucata. Am mai cumpărat două cutii de mascarpone pentru că vreau să fac un tiramisu și niște cheesecake, așa că am luat două cutii. A costat 6,99 de lei bucata. Două cutii de smântână pentru frișcă cu 30% grăsime. Merge și pentru gătit, merge și pentru prăjituri, e 3,50 lei bucata. O pungă de zahăr brun de la marca proprie Bell Bake. A costat 5 lei punga. Am mai luat o pungă de făină albă din aceasta 3 nule, marca proprie Bell Bake. A costat 1,79 lei. Două pungi de nucă de cocos. Vreau să o folosesc la prăjituri. Au costat 4,29 lei bucata. Niște banane. 5 lei kilogramul, iar astea m-au costat 7 lei. O pungă de mălai din această marcă proprie, Bell Bake, 1,49 lei. O pungă de paste cu ou, paste alfabet pentru copii, numai din acestea mănâncă Justin, costă 2 lei pentru 200 de grame. Pentru Lydia, că acum este în perioada erupției dentare și mai roade, i-am luat niște covrigei vanilinați la 2 lei. Am mai luat două pungi de fusilii, dar după cum vedeți avem aici și fusilii și pene rigate, au costat 2,20 lei și o pungă de cereale din acestea Space Cookies cu calciu, vitamine și fier, care a costat 2,89 lei, asta este pentru Justin, numai genul ăsta de cereale le mănâncă. Să trecem la capitolul dulciuri, că și aici am dat o spargere. Avem două cutii de ciocolată Shogeten, acestea au costat 3,30 lei bucata. Am mai luat, bineînțeles, și ciocolată neagră, 6 bucăți. Acestea au fost la promoție, de la 4,39 lei reduse la 3,99 lei, deci aproape 40 de bani reduce. Am mai luat o cutie de Raffaello, din aceasta la 150 de grame, deci nu este cutia aceea mare, este cea mică. Și asta a avut o reducere de, cred că, un leu sau poate chiar mai puțin și a costat 10,25 lei. Am mai luat o cutie de cafea Jacobs la 500 de grame, care a costat 18 lei. Și am terminat cu alimentarele. O să trec acum la produsele de igienă și cosmetice și o să las parfumurile pentru final. Am luat 3 pungi de scutece, n-am pus aici decât una, suntem deocamdată la mărimea 3, costă aproximativ 34 de lei punga de scutece. Am mai luat 10 bureței din aceștia mici de vase. Îi prefer pe ăștia mici că mi-e mai ușor să îi arunc în momentul în care se uzează. De un burete mai mare tind să trag mai mult timp, dar ăștia fiind așa mici și ieftini, imediat îi arunc, așa că nu apucă să se acumuleze multe bacterii pe el. A costat 2,39 lei. Am luat de asemenea și un set de 3 bureți din ăștia de sârmă, metal, cred că de inox, tot de la marca proprie V5, care au costat 2,89 lei pentru 3 bucăți. Mi se pare o afacere foarte, foarte bună. Și prefer pe aceștia în detrimentul celor de plastic, care nu doar că poluează, dar se și întind așa ca o șosetă și nu-i mai poți folosi. Am luat, bineînțeles, și un detergent Formil, care a fost în promoție. Cred că 6 lei a avut reducere. La preț întreg ar fi costat 15 lei și eu am plătit pe el doar 9 lei. Tot din gama Formil mai am și un praf pentru îndepărtarea petelor, care a costat 10 lei. Nu-mi lipsește niciodată acesta din casă. Mai am și o pastă de dinți Aquafresh pentru copii de 3-5 ani. Aceasta a costat 5 lei
Am mai cumpărat un gel de curățare a feței cu cărbune activ, marca proprie Sien. M-a costat 9 lei și vă spun sincer că acum îl văd pentru prima dată. Chiar nu știu dacă e bun, dacă nu e bun sau ce e de capul lui. Abia aștept să-l încerc. Văd că este o gamă nouă, nu l-am mai văzut până acum în magazin, așa că abia aștept să îl folosesc și să vă spun cum a fost. Această cremă de mâini Hige cu cocos și vitamina E pentru mâini uscate la 250 de ml, care m-a costat 7 lei. Vă spun că este o minune, am folosit-o deja și pai, dacă aș fi știut că e așa bună, aș fi cumpărat 2-3 bucăți. Intră repede în piele, nu lasă film gras, hrănește și hidratează bine mâinile, le lasă moi și catifelate și cred că cea mai bună parte a ei, pe lângă prețul care este mic, pentru 250 de ml, 7 lei e foarte puțin, avem și dispenserul ăsta. Așa că eu deja am și pus-o lângă chiuvetă și de fiecare dată când mă spăl pe mâini, după ce mă usuc, îmi dau cu crema asta și miroase minunat. Dar să trecem mai departe la un gel de igienă intimă de la Sien. Mie îmi place varianta asta ProCare, cu ambalaj cu roșu acesta. E 4 lei și e minunat, o folosesc de mult, n-am avut niciodată probleme cu ea. M-am întors puțin să vă arăt și șervețelele umede. Am luat o pungă de șervețele umede din acestea de poșetă de la Sien, 15 bucăți cu castravete. Au fost, cred că, 70 de bani punga. O pungă de șervețele umede pentru copii, 72 de bucăți la 2,65 lei, doar pe acestea le folosim și sunt foarte bune. Și două cutii, două pungi de hârtie umedă, hârtie igienică umedă de la Floralis, 80 de bucăți, 5 lei, nici asta nu ne lipsește niciodată din casă. Ok, am terminat cu alimentarele și cu detergenții. Haideți să trecem la parfumuri, unde am dat o spargere majoră și masivă. Am cumpărat 3 parfumuri de damă, 4 parfum de bărbat și unul din acesta de cameră, cu care cred că o să și încep. Este de la Aeroma, cu miros de vanilie, un odorizant de cameră, care se presupune că durează până la 45 de zile. Este din acesta cu bețișoare, care se bagă într-o sticluță de parfum și m-a costat 15 lei. Mi se pare un preț bun și abia aștept să văd și ce calitate are. Să trecem la parfumurile care ne interesează. Le am aici în față și, bineînțeles, cu ele o să încep cu acestea de damă. Deja le-am desfăcut, după cum vedeți. Ieri a fost și soacra mea la noi și le-am desfăcut împreună și le-am mirosit. Primul dintre ele este Suddenly Diamonds, care este o copie, o replică a lui Hugo Boss, Boss Orange. Este o copie bună, mirosul este copiat fidel, dar încă nu am avut posibilitatea să îl testez pe mai multe zile, să văd care este siajul, care este persistența, așa că o să revin cu detalii și cu o recenzie mai detaliată într-un clip ulterior. Aceasta m-a costat 19,99 lei. Se găsește permanent la raftul Lidl. Următoarea este de la acest brand Luxury, este vorba despre Dark Heather. Este o copie a lui Yves Saint Laurent Black Opium, o copie foarte bună, foarte reușită. Din nou o să revin cu detalii despre persistență. A costat 23 de lei. Ea se găsește doar ocazional la raft. Următorul este acest Sunny for Women de la Luxury. El este o copie după Lacoste for Her și a costat tot 23 de lei. Și am ajuns la cele de bărbați. Primul este acest Dark Stone for Men, care nu îmi dau foarte bine seama după ce este copiat, dar bănuiala mea este că este copia lui Dark Blue de la Hugo Boss. A costat tot 23 de lei, miroase foarte, foarte bine și despre persistență vă voi spune în clipul cu review-uri. Tot de la brandul Luxury am cumpărat și acest Cool Grey, care este copia lui Gucci Guilty, o copie extraordinară, vă spun. Cumnatul meu folosește Gucci Guilty și miroase exact la fel. De la Ghibellini este un brand care se găsește tot timpul anului la raft.
cumpărat acest X-Bolt for Men. Este copia lui Hugo Boss Battled, o copie foarte, foarte reușită, despre care am auzit numai lucruri bune, cum că ar performa bine și la persistență și siaj. Așa că o să o testez și eu, mai exact Andrei, și o să revenim cu detalii. A costat doar 19 lei. Și mai avem tot de la Ghibellini, Number One for Men, o copie a lui Paco Rabanne, One Million, o copie foarte, foarte reușită, am mirosit-o și eu, nu vă pot spune prea multe însă despre performanțe, le vom vedea după ce le vom testa. Acestea au fost cumpărăturile mele de astăzi, sper să te inspire și pe tine. Dacă ți-a plăcut clipul meu, nu uita să-i dai un thumbs up, dacă nu ți-a plăcut, dă-i un thumbs down. Dacă ești nou și îți plac clipurile mele, abonează-te, activează dacă dorești să fii notificat când postez ceva nou și butonul clopoțel, iar eu te aștept cu drag într-un clip viitor. Pa, pa!